Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, pe parcursul ultimelor luni am încercat de mai multe ori să inițiem procedură de audiere a Guvernului, a Agenției Proprietății Publice, în vederea aflării situației economico-financiare a întreprinderilor de stat care urmează sau au fost supuse procedurii de privatizare. Am vrut să vedem situația la fiecare întreprindere. Considerăm că aceste întreprinderi urmează să rămână în proprietatea statului și pot aduce și trebuie să aducă statului venituri. Reșind că este, deja suntem la urma prezentei actuale legislaturi, propunem introducerea moratoriului privind privatizarea, privind vânzarea activelor statului în perioada până la venirea noului parlament și numirea unui nou guvern, cu scopul de a să fim asigurați că în perioada până la investirea noului parlament și guvern, statul Republica Moldova nu va rămâne fără întreprinderi importante în stat și va păstra